Trimite-mi pe data de 10 mai 2024 și aici trebuie să extind o familie care am împărțit-o la o, adică în două. Jumătate am pus-o în cat și jumătate e în cuib, da? Și știu că se extinde foarte, foarte repede și care-i treaba cu ea. Trebuie loc. Trebuie loc mai mult, iată cum arată el, la ora actuală, și ca să, deci este jumătate de cuib, este pe 8 rame, ăsta nu l-am filmat niciodată, e prima oară că îl filmez, fiind o albină neagră. Bun, deci prima dată nu fac nimic la cuibul din cat, absolut nimic. Îl iau, fiindcă mă interesează cuibul de jos. O să-l iau și îl mut de aici. Așa. Așa, și iată, a rămas jumătatea cealaltă de cuib, da? Așa, perfect arată. Da. Și acum să văd ce a lucrat el. Ce a lucrat și ce să-i dăm de lucru. Îi mai dăm de lucru dacă a lucrat. Așa. Și aici mă uit un pic pe aceste rame, să văd câtă miere are. Are miere, în regulă. Așa. Să pun din față camera, că prea stau în drum. O să-l pun, cred că se va vedea de aici. Bun. Așa, și mă interesează și puietul și aș fi curios dacă intră în friguri. Asta e tot ramă cu miere. Tot ramă cu miere. Așa. Deci are o capacitate bună, bună. Dar știu că intră foarte ușor în friguri și nu știu dacă va reuși să intre în friguri. Iată aici vetul căpăcit și iată botcă. Deci intră foarte repede în friguri. Bun. Dacă are botcă, e o botcă frumoasă, pare mai degrabă de schimb liniștit. Probabil matca a urcat sus și s-a declanșat schimbul liniștit. Așa. Iată, botcă căpăcită mare. Trebuie să mă mai uit un pic să văd dacă nu cumva mai are. Dacă mai are. Deci astea sunt boci de schimb liniștit. Eu acum, iată, încă una foarte faină aici. Dar chestia e că e botcă de schimb liniștit, dar ar putea roi foarte ușor. Așa, să vedeți că dacă aveți răbdare, o să mă uit eu și în cap și sigur e matca pe acolo. Deci am două boci. Împart tot acest puiet. Bun, deja nu mai pare de schimb liniștit, fiindcă
Am aici, iată. Aici deja sunt trei boci și deja nu mai schimb liniștit. Înseamnă că deja e deroirea. Hai. Deci am deja 5 boci dintr-un foc, căpăcitele ies în 2-3 zile. Dacă sunt 5, n-ar fi o problemă deloc. 5 boci. Asta nu mai e. Deci nu are rost să-i dai lui ăsta foi. Eu am avut de gând să vin să-i dau foițe lui ăsta, dar nu e cazul. Și aici, ramă, cu mâncare. Deci am găsit 5 boci. Să fie oare așa simplu? Sau nu? În primul rând, acum trebuie să scot prima dată aceste boci de aici, formez un roi imediat cu ele, 3 rame, 2 rame, mai îmi trebuie și matca, va rămâne pe vreo 5-6, va rămâne pe vreo 5-6 rame. Bun, o să pun pauză să pregătesc roiul, acum facem. Îl facem dacă este. Pauză. Gata, iau acele 3 rame. Iau cele 3 rame, primele. Încep cu mâncarea și îl duc unde am pregătit lada. Deci prima dată mâncare. Roi formați, mâncare, fiindcă durează. Așa, am luat o ramă, o iau și pe a doua. Așa, deci, coloniile astea, într-un fel sau altul, reginele negre, nu pot să le țin grămadă, nici să mă împuști. Așa, și asta e cu mâncare, fac pe 4 rame. Să fie. Și rama cu botcă. E o rama cu botcă. Asta se află. O botcă foarte, foarte frumoasă. Asta se află. Sau pe cealaltă. A, iată-i. Iată, sper să se vadă botca. Iată ce botca mare. Bun, o ducem acolo. Acolo mai trebuie o ramă cu albină. Bine, acum am luat de acolo, am dus, trec mai departe, deci să formez următorul roi. La primul mai îmi trebuie încă, mai îmi trebuie o ramă cu puiet. Să văd, eu mă uit și după matcă. Iată pe rama asta, o botcă faină aici, da? Foarte fain. Bun.
putem să facem al doilea roi. Dacă acum la roiuri, ăsta nu era în plan, am zis hai mă să-l verific, să-l extind, am vrut, dar el încolo are o grămadă, o grămadă de boci și numai bine că am terminat de verificat pe ceilalți, dar mai am eu vreo 5 negri din ăștia. Și aici este o botcă. Și acum mă taie capul, se vede și mă taie prin cap aici, am mai acum 4 boci. Am 4 boci. Acolo am dus o botcă. Așa, l-am prins chiar la timp, adică l-am prins la timp că îi tot verific eu, așa. Rama asta eu dau la primul roi. Primul roi și din ăsta mai fac încă unul și o să fie 3. Distrug bocile, dar voi vedea. Acum să vă arăt ceva, adică să vă arăt și unde am făcut roii, mergem frumos și să vă arăt coloniile de producție. Iată-le acolo, lucrează din plin. Iar roii aici, aici vor fi făcuți, deci arată super coloniile de care lucrează, lucrează, nu stau ele pe gânduri. Aduc nectar, dacă lucrează așa, 6-7 kg la zi. Bun. Acum trebuie să lucrez aici, să-l împart eu pe ăsta frumos. Să-l împărțim frumos. Ok. Masca trebuie să fie în cap. Îmi trebuie acolo 2 rame cu mâncare. Am dus o botcă. Deci în momentul acesta mâncarea pleacă la roi. O albină cu tot. Așa. Mâncarea pleacă la roi. Deci nu stăm la discuții. Cele 2 rame cu mâncare formăm roi. Să vedeți ce distracție rămâne aici. Așa, și acolo mai am o ramă cu boci. Deci asta e ramă cu boci. Dar eu acum voi trece la această cap și încet, încet aduc ramele în stup. Prima dată vin cu o ramă cu mâncare, care era catul, să-i aduc albinei care vine, ramă. Așa. Încet, încet, ramele care erau inițial în cat, vor trece în cuib. Iată ce de miere, are miere, deci nu o să rămână colonia fără mâncare. Așa. Bun.
totodată caut și matca, eventual. Și este aici, aflu că sunt ouă. Rama aceasta sunt ouă. Deci matca ouă. Îi pun ramele la loc. Mai pun ramă cu ramă frumos. Teoretic n-ar trebui să găsesc boci în cat. Bine. Eu mă uit după mătcuță, știu că e pe aici undeva. Știu că ești aici mătcuță, da? Nu te văd. De sus nu sunt boci. Așa ar trebui. Fiindcă s-a întrerupt mirosul, s-a distanțat feromonii de matcă. Mai bine așa a făcut bocile de schimb liniștit. Dar vreau această confirmare prima dată. Vreau această confirmare, fiindcă dacă e așa, din acele boci eu pot face mai multe roiuri, adică mai pot face niște roiuri. Și nu mai trebuie să dau la crescut, să zic așa, nu mai trebuie să dau eu la crescut larve, fiindcă îmi termin în mare parte înmulțirea. Această ramă ar trebui să o duc la roi, la roiul format. Totuși mă uit după mătcuță, că e sus. Bun, dacă duc această ramă la roi, roiul este gata, în regulă. Roiul artificial deja are tot ce îi trebuie, adică are toată albina necesară pentru a forma un roi frumușel. Bine, până se împerechează matca, mai durează un pic. O să acopăr un pic roi ăștia. Ei sunt gata, i-am format, sunt doi roi pe patru rame. Așa. Iată. Poate face și astfel de lucruri. Dacă sunt numai 5 botcuțe, e bine. Trec mai departe la ramele din cat. Eu mă mai uit și după matcă, asta durează un pic. Mai casc ochii, stânga-ndreapta.
albină tânără are. Deci ce a făcut această colonie? Pur și simplu se înmulțește fără a intra în friguri, să zic așa. Eu 100% sunt că sunt boși de schimb liniște. Iată, în cat nu este nici o botcă, nici una. Hai, tu unde ești, că pe tine te caut? Eu caut pe matcă. Acum am mai făcut eu niște greșeli în trecut, că am lăsat eu, cum să zic eu, am lăsat la voia întâmplării matca, n-am căutat-o, interesează aceste bociate, nu au larve, n-am căutat-o pe matcă și a roit ăla care îl formez eu pe 4 rame, poate să roiască, să știți, dacă are mai multe boci. Deci, nu o văd pe matcă, încă n-am văzut-o pe matcă. Nici boci, nici matcă. Da? Iar pe această ramă e greu de zis dacă este matca, aici nu este. Bun. Da, eu atât am de făcut acum să caut matca, să mă asigur că nu este în roiurile formate. Aici am o ramă cu boci, mai sunt 3 boci pe ea. Și cu acele boci pot să fac roiuri, dar nu știu dacă voi face cu ele, că eu mai am 4 boci căpăcite, care le-am dat eu, și mă mai gândesc. Deci, iată ce am făcut. Am descoperit o colonie care are boci de schimb liniștit. Acum trebuie să caut matca să mă asigur că o las în colonie. Că dacă nu e în colonie, atunci e o problemă, că nu mai înaintează. Și să mai formez niște roiuri. Cam asta este munca pe ziua de azi. Bun, dacă mai apare ceva, mai fac un film. Până data viitoare, numai bine!